tuturor! Finalul lunii octombrie ne aduce încă o zi cu vreme blândă, fără precipitații. Dimineața, în sudul țării, cerul va fi acoperit de nori, dar pe parcursul zilei se va însenina. În nordul Moldovei, dar și în sud, se va răci față de zilele trecute, iar vântul va prinde putere. Începem cu partea de nord-est a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi vremea va fi frumoasă și blândă, o vreme blândă de octombrie, cu o temperatură ce va ajunge până la 15 grade. Ne vom bucura de același tip de vreme și în Crișana, și aici am scăpat de precipitații. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge până la 15 grade, atât în Oradea cât și în Arad. Dacă locuiți în Banat, puteți să vă lăsați în continuare umbrelele acasă, pentru că nici astăzi nu se anunță ploi. Vântul va sufla slab și moderat și aici, iar temperatura maximă se va încadra între 16 și 17 grade. Vremea va fi însorită, dar ușor mai rece decât a fost ieri. Temperaturile au scăzut un pic, astăzi vom avea doar 13 grade atât în Craiova cât și în Slatina și 16 grade în Drobeta, Târgu Severin. Același lucru se va întâmpla și în Transilvania, deși soarele încearcă să ne încălzească. Astăzi temperatura maximă se va încadra între doar 10 grade în Miercurea Ciuc, 11 grade în Sfântul Gheorghe și 14 grade în Deva. Am scăpat de precipitații și astăzi în Moldova. După cum vedem, cerul va fi perfect senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă se va încadra între 11 grade în Suceava, Piatra Neamț și 14 grade în Focșani. Vântul va sufla un pic mai puternic spre seară în Dobrogea, atât în Constanța cât și în Tulcea, dar după cum vedem și aici, suntem norocoși și nu la octombrie, pentru că nu va ploua. Temperatura maximă va ajunge până la 13 grade. În sudul țării, după cum ne anunță meteorologii, valorile termice au început să scadă ușor în comparație cu zilele trecute, dar măcar nu se anunță precipitații. Vântul va prinde putere, după cum spuneam și mai devreme, în a doua parte a zilei, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între doar 12 grade în Pitești, Târgoviște și 13 grade în rest. În capitală, de dimineață se înregistrau doar 9 grade, iar temperatura maximă nu va depăși 13 grade. Vor fi ocazionale înnorări în cursul zilei astăzi, dar se pare că precipitațiile nu vor veni. Cam atât despre astăzi. Aveți o zi excelentă!